Bună ziua și bun găsit la un nou vlog. Astăzi vom face ceva mai ciudat. Tot mai multă lume mi-a spus că am încărunțit foarte tare. Nu știu dacă se observă. Am foarte multe fire cărunte în cap. Uite să-și observe așa. Și mă voi vopsi în cap. Ce culoare mă voi vopsi? Am luat un gri. Sunt curios acum să văd cum iasă. Dacă nu o să-mi placă, mâine o să port șapcă și mâine o să mă vopsesc brunet. Haideți să începem și să vedem cum va ieși. Am aici specialistul numărul 1 în vopsit, pe nevastă mea. Haideți să-i dăm drumul, să vedem ce va ieși. Am emoții. Ai emoții? Tu ai emoții că mă vopsești, eu am emoții să văd cum va arăta, probabil ca dracu. Nu prea avem lumină aici. Stai să pornim un pic lampa. Cred că așa se vede mai bine așa. Ce fac am mama pe gurii? Neapărat. Sunt foarte cărut. Toată lumea zice că am îmbătrânit, dar ei nu știu că foarte multe fire din astea cărunte sunt din cauza stresului. Sunt foarte stresat de nevastă. Zilnic mă stresează, copiii mă stresează. Mai faci unul? Da, mai fac. Tot fetiță. Nu vrei să ne iasă ca a doua. Rea? Da. Nu contează. Dacă vreți să vă vopsiți, vă las numărul în descriere, numărul de telefon pentru programări. Venim și la domiciliu. Vezi că rupi urechea, poate rămâi cu el. Poate rămâi cu el, nu. Barba nu ți-o face. Ciocul, ba da, o să fac și ciocul. Am barberit ieri, un pic așa m-am luat cu mașina, da. Dai să ne mutăm mai așa să... Gata, acum o cap. Simte melodie. Da, avem un vecin aici care probabil s-aude zgomotul pe fundal. A început să dea găuri, da? De vreo săptămână tot de găuri, nu înțeleg. Cred că și umple casa cu tablouri. Ce vânzătoarea de la magazin. Dar nu i-am spus că pentru mine a vopsea. Și de cât timp vopsești? De foarte mult timp te ocupi de treaba asta, sau? Trebuie bine acum. Da, cu tine vorbesc. Da. Multe. Ai experiență, sau? Da. Ești primul. Ai mai vopsit? Da. Mă bucur. Și eu am mai tuns. Ai coronavirus. Fac ombre acum. Fă în creastă de cocoș acolo. Puișor moțat. Acolo în față se dai bine pe rădăcini. Ma. Foarte frumos. Că dacă nu, nu te plătesc. Să dai seama. Bine, oricum te plătesc după ce văd rezultatul final și mai pot negocia dacă nu-mi place.
Cine e ăla? La cine te este? Zi, tati, nu zici nimica. Nu știi ce se întâmplă aici, așa-i? Habar nu are, cred că. Nici nu te mai recunoaște. Ești cu telefonul în față. Spune, tati, care-i treaba? Care-i treaba? Ce face tati aici cu mami? Capul. Capul. Se vopsește pe cap? Da? Se vopsește pe cap, tati? Da. Da. Acum să vedem ce o ieși. Dacă îmi place, dacă nu trebuie să mă tun la chelie mâine. Da, fix, fix. Tati. Da, tati. Unu. Unu, da, o dată, da. Gata, că nu mai poate drăgăleșenia ta. Mami, tu? Pictez? Încă pictez? Gata, sunt vopsit tot. Acum trebuie să aștept 20 de minute, după care mă voi spăla, mă voi usca la păr și voi reveni să vedeți cum a ieșit. Sper că voi reveni dacă îmi place, dacă nu, să vă opri aici video. Am revenit cu rezultatul. Rezultatul e unul catastrofal. Acum important e că nu mai se văd firele cărunte. O să mai mă vopsesc mâine o tură, poate să mai deschid un pic. Și vom vedea ce ieși, dacă nu ne vopsim altă culoare. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați la canalul meu. V-am pupat, aveți grijă de voi. O zi faină!